Contează sau nu contează skinurile pe Fortnite? Asta e întrebarea care ne macină pe toți. Astăzi încercăm să deslușim acest mister, făcând un scump versus ieftin și vedem cum reacționează cu farinii sau cu fuleții sau cu playerii. Așezați-vă și voi confortabil, un like ca să crească bicepsul, subscribe ca să crească tricepsul și hai să începem. Bun, mi-am pus cel mai scump, sau nu neapărat cel mai scump, cel mai valoros skin pe care l-am. Am mai completat cu niște chestii destul de scumpe, cam așa arată inventarul meu. Acum mergem frumos într-un match și ne uităm cum reacționează playerii la noi. După, ne punem cea mai ieftină combinație posibilă și vedem cum reacționează atunci playerii la noi. Ia să vedem dacă se teme acest player de mine. Bro, te temi? Uite-l. Pui. GG. Bun, ne putem relaxa un pic. Hai să vedem cine e deștept. Ce țară are acest steag? Cine ghicește înseamnă că are 200 IQ. Cine ghicește fără să se uite pe internet? Nu! Nu pare să fie prea intimidat de mine băiatul ăsta, cu skin-ul meu șmecher și tot. What? A plecat. Cum l-am bătut? Era un YouTuber, nu știu ce s-a întâmplat, dar l-am bătut. Aia e, noi să fim sănătoși. Asta se întâmplă când furi kill-urile. Hei, aloha, como esta mi amigo? Teme-te de mine, sunt pro player, sunt transpirat. Băi, eu mă tem de... Hai că am speed. Fugi, te temi, nu se teme, am crezut că fuge. Mori. Nu pot să cred. Da, se teme asta de numai. Ah, ce-am făcut? Bă, ai spaz. 2021. Doar eu am voie cu spaz. Ne pușează. Ce se întâmplă? Ai încercat o șmecherie. Când făceam eu din astea, tu erai la grădii, puiul. Stai puțin. Stai puțin. Efectiv s-a teleportat jucătorul ăla. Dacă îl vede cineva să mă sune. Ăsta e numărul meu. Mamă, ce m-a speriat. Hei, calmează-te. Ce tragi așa? Calmează-te. Ușor cu fotosinteza la culcare toată lumea. Cum player aici? Unde ești, mi amigo? Vino puțin să vedem ce cod ai pe shop. Mi amigo? Alo? Boss? Ai 5 lei până mâine? Și dau eu înapoi. Bro, ce magii folosesc băieții ăștia. Oh, mi amigo. Văzute-te-am. Opa. De ce fugi? Nu. Refuz. Hai zic. Facem așa tactica 2-2. Să nu folosească nimeni aceste grenade launchere. O să le îngrădesc. Hei. Direct? What? Bă, trebuie scot, de ce mă pușezi? Nu mă pușa. Hai zic, te-ai dus. Am crezut că s-a dus. What? Un 2 HP! Bun, n-am avut deloc noroc cu trebuie scotul, așa că o să ne punem cea mai ieftină combinație posibilă și imposibilă. Și vedem atunci dacă avem ceva mai mult noroc. Prieteni, eu zic să-l alegem pe Brăduț, ca reprezentantul nostru. Backbling ieftin, ceva super mega ieftin. Nimic. Nimic nu e mai ieftin decât nimicul. Da, uitați-vă la mine ce periculos sunt. Clar că tremură dușmanii când mă văd cu această combinație așa periculoasă.
Unde este, bro? Crezi că poți să-mi dai bully doar așa, că ai tu chef? Crezi că poți să-mi dai bully doar așa? Ia, mai ia. Învață să respecti brăduții. Învață să respecti brăduții. What? Cine e ăsta, mongral? Mongral, învață să respecti Casiane. De ce nu respecti brăduții? Ai tras de la 6 km după mine. Casiane, Casiane, dacă te uiți la acest videoclip, lasă-ți un comentariu cu eu. Și învață să respecti brăduții. Au și ei sentimente. Opa. De ce nu respecti brăduții? Ce ai cu ei? Crezi că n-avem sentimente sau ce? Aaaa, nu respecti brăduții. Nu? Zi mă, asta? Asta e? Nu respecti brăduții? Opa. Nu respecti brăduții. Ce-mi place jocul ăsta? Ce poate să-mi placă jocul ăsta? Aaa, crezi că poți să mă pușezi doar pentru că sunt brăduț? Aaa, faci din astea doar pentru că sunt brăduț, nu? Ți-am dat box? Oh, Dodo, eu, ce faci, Dodo? De ce crezi că mă pușezi doar că-s brăduț, a? A, a? Ia zi! Lăsați brăduții în pace. Facem la fel și aici, ascundem și acest loot, să nu-l folosească nimeni împotriva noastră. Am vrut să ne fure loot-ul, încă un player acolo, te-am văzut. Urât. Urât să faci din astea. Cred doar pentru că sunt brăduți. Încă unul acolo. Bă, ce aveți mă cu mine? Sunt și eu om. Adică brăduț. Încă unul, a. Doar pentru că sunt brăduț. Încă unul. Să mă bată asta. În 2021. Oh, urât. Urât, domnule. Foarte urât din partea ta. Haideți să încercăm o șmecherie cu tine. Urât. De ce fuge toată lumea? Cred că ăsta era mai low, nu? Nu știu, eu n-am văzut așa player să fugă în 2021. Dar GG, by the way, suntem într-o situație de 1 versus 1 și ne-am văzut adversarul. I-a dat chuck splash-uri. I-am dat crack. Nu am putut să-l bat. Vrea să fugă. Și win-ul mult așteptat. Oricum mi se pare că lumea parcă m-a pușat și mai mult având skin-ul ăsta de brăduț, crezând că sunt un nobuleț. Părerea mea că skin-urile nu contează chiar atât de mult, dar contează un pic. Poți să te flexezi la prieteni, dar mai important, parcă fac adversarii să te respecte un pic. Dar în niciun caz nu o să joci tu mai bine pentru că ai un skin anume sau pentru că nu ai un skin anume sau un pick sau aș mai știu eu ce. Fraților, eu am fost Paul de Mână, vă mulțumesc pentru atenție. Noi ne vedem data viitoare. Dangerous.